Încă de la începutul anului, fondurile alocate indemnizațiilor persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor au fost insuficiente. Guvernul nu a alocat suplimentările necesare și sunt primării care nu mai au de luni bune bani pentru acordarea acestor drepturi. Primăriile din județul Mehedinți nu mai au bani pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor. Asta se întâmplă din cauza că fondurile pentru acest capitol au fost insuficiente încă de la începutul anului. Unele administrații locale au primit doar pentru primele 2 luni ale anului, după care nu li s-a mai alocat pentru următoarele luni, astfel încât primarii au plătit indemnizațiile din bugetele locale. Persoanele cu handicap sunt una dintre cele mai vulnerabile categorii sociale. Aflate în nevoie, persoanelor cu handicap li se cuvin mai multe drepturi, dar care însă nu sunt respectate de guvernul Orban. Fondurile alocate indemnizațiilor persoanelor cu handicap, dar și însoțitorilor, sunt insuficiente. În Mehedinți, mai multe primării au fost nevoite să plătească indemnizațiile din bugetul local. Era nevoie de implicarea mai mare a prefectului județului Mehedinți pentru ca primăriile din Mehedinți să primească fondurile necesare plății indemnizațiilor persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor. Pentru a li se respecta drepturile persoanelor cu handicap, dar și pentru a salva bugetele locale, prefectul județului are obligația să facă toate demersurile pentru ca primăriile din Mehedinți să primească fondurile necesare.